Și apropo de oameni care pornesc pe un drum și apoi o iau pe un altul, dar la fel de frumos și la fel de interesant, să știți că și prima noastră invitată, mi se pare că are o poveste profesională foarte interesantă, a făcut și televiziune, face în continuare pictură, iar recent sau de curând o putem vedea pe marile ecrane în cadrul unor producții cinematografice, cea mai recentă producție cinematografică fiind chiar filmul Pandemia.md, despre care am tot vorbit aici la Postul Public de Televiziune, așa că nu-mi rămâne decât să o prezint și să o salut pe Olivia Furtună Efremov, sau invers, Olivia Efremov Furtună. Bună, dragă Olivia! Bună ziua, bine și bun găsit, dacă îmi permit să vă felicit, nici nu știu cum să spun, cu casă nouă, da, cu un proiect nou, să aveți emisiuni frumoase, ușoare și oameni interesanți. Da, cumva am venit din televiziune în film, dar nebănuite sunt căile Domnului, știi, niciodată nu știi ce va urma. Și cel mai recent proiect, de fapt, cinematografic a fost Peste Prut în România, după Pandemia.md, în regia lui Valeriu Jereghi. Și urmează în câteva zile să fie prezentarea de gală la Iași a filmului Origine nesănătoasă, în regia lui Cristian Pisecaru. Olivia, dar dăm voie, te rog, până să vorbim despre aceste filme. Mie interesant și sunt curioasă. Tu, de fapt, ai studiat cu totul altceva. Tu ai luat-o pe calea științei, influențată fiind de părinți, probabil, și de familie. Foarte lungă. Eu am fost mereu o fire artistică de mică și foarte rebelă și mi-am dorit să fac pictură sau actorie, mai târziu design sau actorie. Și așa au fost circumstanțele, probabil, și în familie, discuții, ca să merg totuși să fac știință. Am făcut un an psihologie la noi aici, la Universitatea de Stat. Mi-a plăcut enorm și am rămas și până astăzi așa cu un drag de această știință și cu colegii suntem, mai comunicăm. Și aveam eu un dor să plec totuși în România. Și am vrut să continui acolo psihologia, dar într-un final am făcut administrare publică și n-a rămas așa, n-am rămas departe de tot ce iubeam eu de artă și așa mai departe. Pictam, eram și o cinefilă înrăită și iarăși circumstanțele și căile Domnului care sunt nebănuite m-au dus întâmplător cumva în televiziune. A fost primul meu job la un post TV județean. Din România. România? Da, așa. Cât eram student am făcut și puțin televiziune și după care am revenit acasă și a început marea epopee. Vai, deci chiar, bine zis, nebănuite sunt căile Domnului. Dacă mă întreba cineva acum, nu știu, 10 ani, de exemplu, 15 ani, cum, de asta nici nu-mi place să spun, cum te vezi peste 5 ani sau nu știu, lasă să vină. E important să te simți tu bine, să fie ceva interesant, să primești plăcere și să faci așa cum crezi tu că ar trebui să fie bine făcut. Asta este important, să-ți aducă și plăcere și... Și apreciere, și apreciere, cred. De ce nu? Pentru că tuturor ne place să fim apreciați și asta ne motivează și te inspiră să mergi mai departe. Sigur că da. Olivia, dar explică-mi, prima apariție într-un film a fost în... Debutul a fost la Valeriu Jereghi în Pandemia. .md, acolo a fost debutul. Te-a contactat dumnealui? Te-a chemat la un casting? Da. Bine, dumnealui face cumva castingul așa tipic, el vede omul și știe exact ce urmează. Eu eram cumva mai sceptică pentru că i-am zis că am experiență doar din televiziune, mă rog, nu, eu știu mai bine și am mers așa, am avut încredere în maestrul Jereghi. Mm-hmm. Tu, neavând niciun fel de studii în teatru sau în actorie? Nu știu dacă se pune ca în școală, ca toată lumea, în liceu, mici scenete, eu știu. Așa. Alte studii mai avansate și mai serioase, nu, n-am avut. Și când ai ajuns, nu știu, în prima zi de filmare? Emoțiile erau mari, dar să știi că m-a ajutat eu știu, colegii, anturajul, tot ce se întâmpla pe platou, pe lângă faptul că maestru Jereghi a lucrat cu noi individual și ne-a ajutat să exprimăm ceea ce trebuie. Soțul meu din film, Nicolae Jelescu, mi-a dat iarăși o încredere și m-a inspirat și cumva am avut și o chimie între noi. Recent râdeam, îmi spunea domnul Jelescu, zice, măi Olivia, nici nu s-a încheiat anul și tu ai două premiere. Zic, da, probabil știi cum
îmi place expresia asta, un suflet frumos are și un pic de noroc. Îmi place să cred că dacă faci cu dăruire și cu iubire până la urmă o activitate, cumva vine la pachet cu mai multe ocazii. Și a fost ușor. Colegii Emilia Jereghi iarăși a fost așa, ne-a unit cumva. Era mai micuță și ne simțeam și noi mai vioi și mai rebeli cu ea. A fost până la urmă ușor. Bine, au fost scene și duble foarte complicate. Și în cazul lui domnul Jelescu și în cazul meu, noi am avut foarte puține replici. Și inițial ni se părea că e un rol ușor, spui puțin text, nu se întâmplă că vai, am uitat textul sau... Dar trebuia să exprim foarte multă stare, emoție, atitudine și asta este nu atât de ușor, ne-am dat noi seama. Și sunt momente, e foarte multă lume, este o tensiune până la urmă, e un grafic care trebuie să-l respecti și trebuie să te concentrezi în așa fel încât să exprimi anume ce își dorește regizorul. Dar am mers ușor, eu n-am simțit ceva dificil. Ok, asta era următoarea mea întrebare, Olivia, să știi, pentru că mie întotdeauna mi s-a părut că actorilor le este dificil din punct de vedere psihologic, așa mi se pare, pentru că te consum mult și să încerci să fii altcineva, dar nu să încerci, dar chiar să fii altcineva pentru o perioadă de timp cât durează filmările. Adevărat, bine, în funcție și de rol probabil, da. Dacă sunt roluri foarte complicate, profunde, cu care te solicită și psihologic și fizic. În cazul meu, la domnul Jereghi în pandemia.md, am avut așa un rol feminin central, dar mai ușor, zic eu. Am fost așa o prezență mai liniștită, fără prea mare. Așa. Ai tăi ce au spus? Familia ta? Ce au de zis? Soțul tău, copilul, fratele? Încep cu mama, care i-am ros urechile în toată copilăria mea și toată adolescența mea, că vreau să fac teatru sau film sau cinematografie, pentru că îi tot spuneam că o să merg la București, la Caragiale, la Academie, să dau și ea mereu a fost sceptică și cumva... mă îndruma spre știință și acum a zis, slavă Domnului! S-a îndeplinit, s-a îndeplinit dorința, da. S-au bucurat, m-au susținut, cred că toată lumea a fost cumva, eu știu, interesată și le era interesant de fapt ce se întâmplă. Băiețelul meu, Marc, a fost foarte încântat, îi mai arătam fotografii de pe platou și era foarte încântat. Și... Am mers la film și a văzut filmul și... A venit așa, foarte emoționat. Entuziasmat. Da. Și premiera filmului a fost așa, cum știm noi că se face, premiera unui film, cu un covor roșu, cu fotografii la panou. Cred că și experiența asta a fost Da, bine, prezentările la premierele la cinematograf sunt cumva mai modeste. Premierele sau prezentările la un festival sunt cumva mai pompoase și mai sofisticate. La un cinematograf, în Chișinău, ele sunt mai modeste, dar a fost frumos, a fost așa cum trebuie și a fost și o experiență, într-adevăr, inedită pentru mine, pentru că am avut emoția că eram și pe afiș, da. Pe poster și pe marele ecran. A fost așa. Aveam eu emoții să mă văd pe marele ecran, știi? Olivia, și zine, cum a venit propunerea pentru acest film despre care ai menționat chiar la început, Origine nesănătoasă, un film produs în România. Da, este un film scurtmetraj istoric românesc și propunerea a venit, eu știu cum, organic, m-a contactat regizorul Cristian Pisecaru și... Care te-a văzut unde? Cred că m-a văzut online, uh-huh. Virtual și mai târziu am aflat că i-au plăcut niște fotografii cumva chiar de la filmările de la pandemia.md și probabil a văzut acolo un caracter care i-ar fi fost potrivit pentru noul film. Mi-a trimis niște mici scene ale personajului pe care urma să-l interpretez, mi-a plăcut. Și i-am spus că m-ar interesa, sunt curioasă să citesc mai mult. Mi-a trimis scenariul integral și am zis că da, e wow. Și așa, personaj negativ. Da, este personajul principal feminin negativ.
asta m-a provocat, asta a fost, de asta și-am zis wow, pentru că una e să fii așa, să ai un rol liniștit, poate chiar mai neutru pe locuri, și altceva e să fii, să conturezi un personaj pe care nu prea ți-l permiți să fii tu, dar e o provocare pentru un actor. Deși au fost acolo câteva momente la care aveam emoții, și dar au trecut cu bine. Și subiectul filmului e unul destul de da, specific. Da, subiectul așa. Este un subiect rar abordat în filmele românești chiar. Nu prea s-au făcut filme inspirate din această poveste a partizanilor români care se ascundeau în munți. De asta e și sintagma asta, origine nesănătoasă, pentru că așa erau catalogați dușmanii, bandiții, partizanii, chiaburii, poate, în regimul sovietic. Și atunci când li se făcea un dosar și era notat de origine nesănătoasă, era clar că era dușman al societății, al poporului, al patriei. Și toți partizanii, toți dușmanii și bandiții erau catalogați drept de origine nesănătoasă. Este un film destul de greu ca și încărcătură emoțională și ca și impact, pentru că au suferit foarte mulți luptători împotriva regimului. Plus că acest film poartă și o tentă documentară. La finalul filmului va fi inserat un interviu, chiar mai multe, cu ultimul partizan în viață din România. Și mai urmează probabil acolo să fie, nu vreau să dau foarte multe până la prezentare, mai urmează încă un interviu, așa că el este un film artistic, istoric, dar și cu tentă documentară. Uh-huh. Iar tot filmul, tot scenariul filmului este 100% bazat pe fapte reale. Toată povestea din origine nesănătoasă este inspirată din viața unui partizan. Premiera are loc foarte curând. Da, săptămâna asta, pe 29, la Iași. Și am emoții, încă nu am văzut filmul, dacă la domnul Jereghi mi-a permis să văd așa cu ochi ce a ieșit aici, nu știu nimic, mm-hmm. decât am văzut și eu trailerul, așa ca voi. Da, l-am văzut și noi chiar acum, am văzut câteva secvențe. Da. Ce mai urmează, Olivia? Te întreb anume de cinematografie. Nu-mi place să spun ce mai urmează. Okay. Bun. Sper că urmează Înțeleg. Ceva bun. Și frumos, urmează o premieră la București a filmului Pandemia.md pentru toți cei care se află în România și își doresc să vadă filmul. Pe 7 noiembrie va fi proiectat în incinta cinematografului Muzeului Țăranului din București. Și cred că mai urmează încă în România câteva proiecții ale filmului Pandemia.md. Ce ține de origine nesănătoasă va fi acum sâmbătă prezentarea de gală, după care va avea un periplu pe la festivaluri. Nu știu cât durează, așa sunt condițiile, nu e voie să prezinți filmul publicului larg și după probabil va fi și el proiectat pentru toți iubitorii de film. Sperăm și la Chișinău. Da, de ce nu? Cred că ar fi posibil și la Chișinău. Acum mai trăim niște vremuri în care totul e posibil. E simplu și posibil, dorință să fie. Olivia, și mai am o întrebare. Tu ești o femeie frumoasă. Mulțumesc. Și ești frumoasă în sensul acela clasică. Ai o frumusețe, știi, care e dăinuie peste ani și peste secole și e clar. Și voiam să te întreb, frumusețea în film, dacă e să vorbim anume despre film, că în televiziune e clar, se cere cumva pe ecran un chip armonios. În film, în cinematografie, frumusețea poate fi și un impediment? Din ce simți tu, din ce crezi tu? Poate fi, uneori, dacă ești autentic, cred că nu este un impediment. Dacă te cataloguează cineva drept o tipă frumoasă și atât, da, e un impediment. Dar frumusețea, dacă este autentică și vine și din interior, expresia banală, dar atât de adevărată, atunci nu cred că este un impediment. Doar ai de câștigat, bănuiesc eu în toate cazurile. Nu am avut eu cel puțin să am un dezavantaj din aspectul cauza fizic. Dar mulțumesc, mai ales de la tine când spui așa. Sincer, chiar. Deci n-a fost așa, doar de dragul de a spune, sincer. Olivia, zi-mi dacă te uiți la seriale.
Da. La, câte filme nu da. Te întreb, dar de seriale zic. Eu am fost foarte, wow, sceptică și nu înțelegeam persoanele care urmăreau seriale. Zic, măi, când aveți timp sau câtă răbdare? Eu am avut o perioadă în care n-am avut răbdare să mă uit la filme. Nu știu ce a fost și de ce. Puneam un film și n-aveam răbdare să-l văd. Îmi păreau prea... Și acum... ca să nu facem publicitate cu toate aplicațiile posibile da, ale filmelor, sunt și serioale foarte, foarte faine. Mă cuceresc foarte mult scenariile. Poate nu actorii, nu sunt prea întinse, așa, așa mai departe, dar scenariile și subiectele din aceste producții sunt wow și sunt curioasă să le văd. Când am timp, bineînțeles, am seriale care stau luni de zile, ani, care... dar sunt mai puține episoade și pot să le văd foarte repede, în funcție și de stare și de timp. Olivia, mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc. Mersi că ai venit, că am discutat așa puțin, cât ne permite timpul într-o emisiune în direct, dar îmi doresc să ne mai vedem și așteptăm invitații la următoarea lansare. Fie că o să fie vorba despre un film, fie că o să fie o expoziție de artă. Cu mare drag. Despre asta vorbim data viitoare.